Pierderea unui copil este cel mai devastator moment din viața unui părinte. De cele mai multe ori, părinții care trec printr-o asemenea suferință cu greu mai găsesc bucuria și sensul de a trăi. Duminică seara, câteva zeci de mame s-au strâns în parcul Suvarin din Sibiu, au aprins lumânări și au rostit o rugăciune pentru copilașii plecați prea curând de lângă ele. Ziua Mamelor de Îngeri a fost o acțiune organizată în mai multe orașe din România. Silviu, Bianca sau Claudiu sunt doar câțiva dintre copilașii care ar fi trebuit să fie printre noi. S-au stins prematur și au lăsat o durere cumplită în sufletele părinților. Numele micuților plecați prea curând din această lume au fost scrise pe baloane care apoi s-au ridicat spre cer. Îngerașul nostru, pot să spun, Bianca, care trebuia să fie printre noi în urmă cu 18 ani și profităm de această manifestare, venim în fiecare an să îi aducem un omagiu cu regrete, dar simțim că așa putem să facem ceva pentru ea, că nu mai este printre noi. Totul s-a ținut de curs în mod normal și când ne-am născut, am născut morți. Și așa era procedura, nu aveam voie să-i vedem, nu, li s-a făcut certificat fără nume de nou-născut mort, nu i-am putut îngropa, nu i-am putut comemora. Și prin manifestarea asta ne ușurăm și noi sufletele. Fiecare mamă de înger are o poveste tulburătoare. Delia a pierdut nu unul, ci doi copii. A fost copleșită de durere, dar a avut puterea să meargă mai departe. Acum este fericita mamă a unei fetițe. În 2009, la 40 de săptămâni, am pierdut o fetiță, Alexia. Iar după un an, o sarcină oprită în evoluție la 2 luni jumate. Iar anul ăsta, pentru a treia, tot în ianuarie, am născut o fetiță, are 4 luni. Bianca Brad a trecut printr-o grea suferință după ce a pierdut un copil. Ulterior a înființat organizația EMA, care se adresează tuturor mamelor care au pierdut un suflet drag. Din 2008, în fiecare an, în mai multe orașe din România, se sărbătorește Ziua Mamelor de Îngeri. O zi specială pentru toți părinții care și-au pierdut un copil, indiferent de vârstă, dar în special pentru cei care și-au pierdut copilul înainte ca acesta să se nască, deoarece durerea lor este mai puțin înțeleasă. Astăzi, cum bine a spus o mamă de înger, vrem să fie o petrecere a acestor copii în lipsa lor. Din nefericire, de la an la an crește numărul mamelor care se înscriu în această organizație.